Românii speră să se îmbogățească de sărbători. Loteria Română pregătește premii de peste 20 de milioane de lei pentru extragerile speciale de Paște. Biletele se vând ca pâinea caldă în aceste zile. Loteria Română a anunțat trageri speciale pentru sărbătorile pascale și 1 mai. Valoarea premiilor este de peste 20 de milioane de lei, sumă atractivă pentru români. Iar în caz că ar câștiga, oamenii ar ști ce să facă cu banii. Un alt face cu 4 cu și ajută familia. Cei vecini care stau în procese sunt într-o situație mai... M-aș gândi să investesc în ceva, să creez locuri de muncă pentru alții. Doresc succes celor care chiar joacă, nu mă interesează, cred că câștig destul din muncă și pot să trăiesc asta. Suntem în problema copiii, locuiesc ce stau în chirie, fac ceva donații, și pentru dumneavoastră așa o fantezie? Reprezentanții loteriilor susțin că numărul biletelor vândute în această perioadă a crescut. Tragerile speciale Loto ale sărbătorilor de Paște vor avea loc duminică.